Școala față în față ar putea reveni din cel de-al doilea semestru școlar. Totul depinde de situația epidemiologică la nivel național. În Mehedinți, atât elevii, părinții, cât și personalul didactic își doresc revenirea în bănci după vacanța de iarnă, întrucât școala online nu este deloc benefică pentru desfășurarea activităților școlare. Cel mai devreme elevii ar putea reveni la școală față în față din februarie 2021, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Educației Sorin Ion. Desigur, dacă situația epidemiologică de la noi din țară o va permite. În mehedinți, de exemplu, cetățenii nu sunt de acord cu școala online întrucât elevii nu-și pot deprinde cunoștințele necesare în mod virtual, dar și pentru personalul didactic, predatul online este dificil trebuia ca elevii să nu intre niciun online, trebuia ca elevii să fie la școală. O întrebare pentru toată lumea care ne vede și ne ascultă, inclusiv către doamna ministru Anisie, care i-a trimis și eu ceva, dar nu are rost, că nu o să-mi răspundă nici în o mie de ani. Întrebarea în felul următor. Grădinița și clasa 0 până la clasa 4, cum facă ea școală online? E o idee foarte bună, să înceapă activitate. Nu mai să nu mai fie îmbolnăviri de COVID, să crească iar așa, că atunci iar se va opri procesul de școlarizare. Trebuie să înceapă, pentru că orică s-ar strădui online, nu este ca atunci când stă profesorul față în față cu elevul. Despre examenele de bacalaureat sau evaluarea națională nu s-a discutat încă la Ministerul Educației. Există însă o variantă în care examenele să fie date în mediul online, însă această variantă ar fi foarte greu de pus în practică.